Bună ziua la toată lumea, bine m-am regăsit astăzi, am revenit astăzi cu o rețetă simplă, o mâncărică, așa de seara. Ce să vă spun, că aș vrea să prăjesc o tigaie de cartofi, salata de roșii cu castraveți și cu ceapă, care n-am făcut-o ieri, că am avut sosul și nu mai merge și salata, o facem astăzi. Și ieri am cumpărat o ciabata, o pâine și păcat de ea. Și m-am gândit să o prăjesc așa cu ou și cu cașcaval. Deci am să prăjesc ciabata cu ou, niște cartofi prăjiți și o salată. Cam asta vreau să fac astăzi și revin imediat. Vă pup, dragii mei, și abonați canalul Mama Lucia Rețete Simple. Vă pup, dragii mei! Și așa cum v-am spus, m-am pregătit aici ingredientele mele. Am tocat puțin pătrunjel, aici am 4 ouă pentru pâine. Mi-am tocat și un pic de cașcaval, care am să-l pun în ou. Și am să pun și pătrunjel în ou. Aici este totul pentru salată pregătit, cum vedeți. 3 roșii, niște castraveciori, ceapă din asta dulce, faină. Și am și un ardei iute aici, da? Pâinea ciabatta am tăiat așa frumos felii și cartofii le-am tăiat așa frumos felii. Și asta vreau să prăjesc acum imediat. Deci asta am vrut să vă arăt. Deci asta este totul. Și așa cum v-am spus, am pregătit aici ouăle, dar să știți că am mai pus un ou. Am pus 5 ouă, că pâinea știți că înghite mult ou. Și pe cum vedeți am pus sare, am pus piper, am pus cașcavalul și am pus pătrunjelul și am să le bat bine. Și aici am pus cartofiorii la prăjit. Sare eu nu o pun acum, le las un pic să se facă, să le întorc deodată de două ori și după aia pun sarea ca să rămână așa fain, să nu se moaie. Că dacă pune sarea acum, se moaie cartofii mai repede și nu iasă așa cnusplic, așa crocanți. Deci asta am vrut să vă arăt. Simplu și bun, fără carne. Și cum vedeți, am amestecat ou. Dacă dumneavoastră doriți, puteți să tocați cașcavalul foarte mărunt. Eu acum l-am lăsat un pic mai mare, dar n-are nimica. Deci puteți să faceți cum vă place. Și așa, dragile mele, am să fac salata, după cum vedeți. Acum le tai și eu așa, țac, țac din mână. Castraveciorii. Atât. Ceapa am să o tai, e ceapă dulce, am să-i pun un pic mai multă ceapă, tai așa în felii. Pun și pătrunjelul care mai m-a rămas, că n-am pus tot în nou. Mie îmi place pătrunjelul mult și folosesc. E sănătos, știți, pentru tensiune. Deci am luat ceapă dulce, ca să știți, ceapă dulce. Tăiem și un ardei, nu știu dacă e așa iute. Așa ar proba bunica mea, pe limbă. Dar să știți că iute. Dacă îl pun pe tot, nu mai se mâncă salata. Îi scot, dacă nu vreți să fie dulce, scoateți vânuțele astea de aici. Și atunci nu-i mai așa iute, că iuțeala o are în venele astea albe. Oh, iute, iute. Deci, îl toc și pe el aici, așa, feliuțe. Cartofii să prăjesc și ultima dată pun pâinea. Deci, imediat sunt gata.
de iute. Tăiem roșiile așa. Deci am vrut să vă arăt cu salata. Și revin imediat. Vedeți, așa arată cartofii mei prăjiți. Și acum am să le pun sarea. Imediat revin. Vedeți, așa arată cartofii mei și acum le pun sare. Țac, 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 așa după ochi. Deci atât. Ca să iasă așa fain. Vedeți ce frumos arată. Și așa arată, dragile mele, pâinea mea prăjită cu ou și cu cașcaval și pătrunjel. Și aici cartofiorii sunt aproape gata, arată foarte bine, pe cum vedeți. Și salata imediat am să o condimentez cu puțină sare, cu puțin ulei și un pic de oțet din ăla italian dulce. Cam asta este. Și încă o dată, aproape gata. Deci arată bine, ce să vă spun. Și cum vedeți, pentru salată am pregătit aici sare, țac, țac, uleiul. Știți că eu folosesc ulei de raps. Și oțetul ăsta italian, care am să-i pun un pic de oțet. Deci asta e pregăteala pentru salată, cum vedeți. Și revin imediat. Și așa, dragile mele, arată salata mea. Cartofii și pâinica prăjită. De ceva simplu, bun, pentru cina de seară. Deci asta am vrut să vă prezint astăzi. Sper să vă placă. Și așa, dragile mele, dragii mei, sper că v-a plăcut mâncărica mea de seară. Cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră frumoase, pentru comentariile dumneavoastră și vă rog ca în continuare să abonați canalul meu de YouTube, Mama Lucia, Rețete Simple. Vă pup cu mult drag pe toată lumea. Doamne, ajută la toată lumea. Ceau, ceau, noapte bună, o seară frumoasă vă doresc.